Bună ziua, stimați prieteni, suntem în ajun de anul nou, este în sfârșit de an, ne amintim tot ce a fost, ce va fi. Concluziile pentru anul 2022 cred că le vom face mai târziu, dar astăzi aș vrea la cea de-a 80-a ediție Analizilor Economice, un proiect comun IDIS Viitor și Previesc Eu, să discutăm despre învățământul superior, subiect de care noi revenim odată în an și anume ce se întâmplă cu studenții noștri, câți studenți avem, deoarece aspectul învățământului superior, fără să vrem, atinge și subiectul demografic și migrația populației Republicii Moldova, ori universitățile noastre cred că sunt unica instituție din țară care cel mai puternic sunt influențate, afectate de către migrația populației. În acest an noi avem o reducere a numărului de studenți cu 2900 de persoane. Această reducere vine după o creștere de 2 ani de zile din 2020-2021 și am ajuns la 56.800 de studenți. Dacă vă uitați atent, este cel mai mic nivel începând cu anul 97-98. De fapt, noi timp de 25 de ani, acum am ajuns la cel mai mic nivel de studenți timp de 25 de ani. De ce se întâmplă acest lucru? Sunt trei factori care influențează acest fenomen negativ. Primul factor este efectul post-COVID. Deci în perioada COVID, în Republica Moldova, și astăzi voi demonstra prin mai multe date care ne arată acest lucru, o parte considerabilă din tineri fizic n-au putut pleca sau au considerat că este foarte greu de plecat din țară și au rămas în țară și în felul acesta, în perioada pandemiei, studenții din Republica Moldova, după o perioadă lungă de scădere continuă. Dacă vă uitați în grafic, am avut o scădere continuă. Noi am avut în 2020-2021, am avut o creștere a numărului de studenți. Această creștere este doar efectul pandemiei. Acum situația revine la, am vrut să zic la normal, dar numai nu normal este aceasta, se întoarce înapoi la tendința normală și anume de scăderea numărului de studenți. Am ajuns la cel mai scurt nivel, cel mai mic nivel din ultimii 25 de ani, 56.800. După cum am spus, factorul acesta este scăderea numărului de studenți este influențat de trei factori. Primul a fost COVID-ul, care s-a diminuat influența lui în sensul că studenții rămân în țară, iar doi sunt foarte gravi. Unul este demografic și al doilea este migrația. Uitați-vă ce am făcut eu. Am luat un grup de tineri de la 19 până la 24 de ani. De ce în cauza am luat 19-24 de ani? Din simplu motiv că 70% sau mare majoritate a studenților din Republica Moldova sunt anume în această vârstă. Și pentru a înțelege dacă avem studenți sau nu vom avea studenți, pentru a putea face niște prognoze pe următorii 5 ani de zile, este suficient să vezi ce se întâmplă în grupa aceasta de vârstă, de la 19 până la 24 de ani. Iar în grupa aceasta de vârstă se întâmplă două fenomene neplăcute. Primul, factor demografic. În anul 2008-2009 noi am avut 426-424 de mii de tineri de vârsta 19-24 de ani. În prezent, numărul lor a scăzut la 234 de mii. Dacă observați, o scădere aproape de două ori sau aproape 200 de mii s-a redus numărul de tineri. Tu nu poți avea studenți din simplu motiv că nu mai ai tânăr. Al doilea lucru este factorul de migrație. Aici, în grafic, începând cu anul 2014, deoarece avem date privind numărul tinerilor total din țară plus numărul tinerilor care se află la moment în țară, noi vedem pentru anul 2022, spre exemplu, că avem în țară doar 155.000 de tineri, iar 79.500 sunt peste hotare. Observați, începând cu 2014 până în 2022, de fapt, la noi toată reducerea demografică se face din contul celor care se află în țară. De ce așa se întâmplă? Din simplu motiv că peste hotare, chiar dacă noi grupul de tineri sau avem mai puțin copii care avem psihotare, totuși un mare număr de tineri pleacă psihotare. Deci scăderea numărului de studenți în Republica Moldova cel mai tare este influențată de doi factori negativi. Apropo, avem și un factor pozitiv, despre ce să vă vorbi, dar doi factori negativi este demografic și migrația. Migrația tinerilor duce la ceea că la noi scade foarte puternic numărul de studenți care real ar putea învăța la facultate. Dacă observați, în anul 2010, la noi, din toată populația țării, 11,6% sau aproape 12% din populație erau tineri la 19 până la 24 de ani. În prezent, ponderea lor a scăzut la 6%. Practic, la noi dispar tinerii. Din ce cauză? Familia au mai puțin copii,
cei care sunt plecați psihotare și rezultat în interiorul țării, în ponderea tinerilor, în doar 12 ani a scăzut de două ori, ceea ce este practic dramatic. Noi vom avea următorul val, că aceiași tineri vor fi în viitor apropiat părinți, atunci vom avea o situație din ce în ce mai dramatică. Am vrut să arăt câți studenți am avut noi în general, dacă ne uităm pe dreapta și pe stânga Nistru. Dacă vă uitați atent, numărul total de studenți care am înregistrat noi, maximul istoric care am avut vreodată, a fost în 2006-2007, când am avut 140,7.000 studenți, dintre care 128.000 a fost în dreapta Nistrului și 18.500 în stânga Nistrului. În stânga Nistrului numărul de studenți tot în ultimii ani de zile înregistrează scădere. În acest an estimăm că sunt 10.200 de studenți, la noi sunt 56,8.000, total 67.000. Din ce cauză am luat lucrul acesta? Pentru că să putem face o analiză câți studenți avem la 10.000 de locuitori. Am luat o dinamică pentru mai mulți ani de zile și dacă observați, noi, până în anii 90, la noi au fost undeva 130 de studenți la 10.000 de locuitori. După aceasta am avut o creștere continuă, iar în prezent, în stânga Nistrului, sunt mai mulți studenți la 1.000 de locuitori decât în dreapta Nistrului. Din ce cauza aceasta se întâmplă? Nu de atât că acolo lumea învață mai bine, dar din simplu motiv că studenții din dreapta Nistrului mai mulți pleacă pe psihotare. Imediat când au terminat liceul, tot ce fac ei pleacă în România sau în alte țări. Din acest motiv, în interiorul țării, noi avem un grad mai redus de studenți, din simplu motiv că tinerii noștri pleacă psihotare. Un grafic care ne demonstrează că pandemia a influențat frecvența la studii, am luat să vedem care este ponderea tinerilor care merg la instituții superioare de învățământ. Dacă vă uitați atent, noi am avut în mediu, este situația în felul următor. Deci am luat vârsta de 19-21 de ani, cu toate că mulți tineri pleacă și mai târziu la facultate. Avem oameni care pleacă chiar după 40 de ani la facultate, dar am luat vârsta de 19-21 de ani din simplu motiv că este vârsta unde cei mai mulți pleacă la studii. Deci, în perioada de 19-21 de ani, avem situația în felul următor. Circa 20% din tineri băieți pleacă la facultate și 30% din fete pleacă la facultate. Un lucru care cred că toată lumea știe, inclinația fetelor de a face studii superioare este cu circa 50% mai mare decât la băieți. Simplu spus, fetele merg mai mult la facultate decât băieții. Din ce cauză să o explice alții? Eu doar constat acest lucru. Și dacă observați, în perioada pandemiei, la noi inclinația spre studii a crescut atât la băieți și la fete. Nu din simplu motiv că ei au vrut să meargă la facultate, dar din simplu din aceea că ei nu au putut pleca peste hotare, au fost nevoiți să rămână în țară și în felul acesta la noi a crescut înclinația spre studii din simplu motiv că nu a plecat de psihotare. Acesta este un indicator care pe noi în principiu ne ajută să estimăm câți studenți moldoveni avem în general în țară și pe psihotare. După cum am spus, învățământul superior în Republica Moldova este influențată de trei factori, doi negativi și unul pozitiv. Primul factor negativ este demografia, doilea factor negativ este migrația, iar al treilea factor pozitiv sunt studenții străini. Studenții străini care la noi, din păcate, sunt ignorați și noi deja, cred că în analizele economice vom avea un ciclu întregi de discuții privind economia secolului 21. Economia secolului 21, eu cred că este economia serviciilor și unul din servicii este serviciile educaționale. Republica Moldova până în prezent încă n-a realizat că este o luptă și o competiție enormă pe plan internațional la capitolul prestării de servicii. Și un serviciu pe care nu îl putem presta este învățământul superior. Dacă vă uitați atent, în Republica Moldova, în 2010 noi am avut circa 1.000 de studenți străini, 1.300, 1.200, 1.300. Este era nivelul nostru obișnuit. În prezent, noi am ajuns, estimez anul acesta, sunt cel puțin vreo 5.400 de studenți, datele vor fi ceva mai târziu, eu am operat, dar cu cifrele de an trecut, 5.200, aproximativ 5.200 de studenți străini. Ce înseamnă lucrul acesta? Fiecare 10 de străini, uitați-vă în grafic, dacă 10 ani urmă, studenții străini erau 1,3%, acum ei a crescut de 10 ori ponderea lor, practic avem 10% de studenți străini, fiecare 10-lea student care este în facultate este student străin. De ce este bine lucrul acesta? În primul rând, studenții străini, prin faptul că aduc bani, în prezent noi estimăm veniturile care le încasează Republica Moldova de la studenți străini, se ridică la circa 100 de milioane de dolari. Un alt factor este că în felul acestui universitățile noastre pot supraviețui în momentul când la noi numărul de copii scade. În momentul când copiii care avem pleacă peste hotare, ceea ce salvează universitățile noastre
sunt studenți străini. Ce avem noi de făcut este să creștem numărul de studenți străini. Dacă vă uitați, am luat trei țări care la noi au crescut cel mai mult studenți. Pe primul loc este România, care în prezent avem pur și simplu o creștere exponențială și am ajuns la 2100 de studenți. Pe locul 2 este Israel, care am avut 2000 de studenți, iar acum am pierdut deja 700 de studenți. Este legat de faptul că anumite specialități nu mai sunt recunoscute în Israel și aici trebuie să luptăm pentru ca să putem să restabilim studenții din Israel. Și pe treilea loc este o creștere din ultimii 3-4 ani de zile a studenților din India, care au ajuns la 600 de studenți. Dintre țările care am avut cel mai mult studenți și acum nu mai avem, este Ucraina, de unde practic a dispărut numărul de studenți, Iordania și Siria. Deci sunt trei țări în care noi am avut cândva studenți, am avut câte 300, 500, 600 de studenți, în prezent practic n-a rămas niciunul. Sunt țări care tradițional cunoșteau Republica Moldova, veneau aici să studieze și doar din ignoranța, neglijența noastră, noi în prezent am pierdut acest număr de studenți. Noi am putea destul de ușor crește numărul de studenți străini la cel puțin 10.000 de studenți. Și acum, câți studenți are totuși Moldova? Dacă ținem cont că din cei 56.000 de studenți, 5.000 sunt străini, atunci în principiu studenții noștri sunt 51.400.000. Am luat și am făcut un grafic. Am luat și am calculat câți studenți avem în țară și am estimat câți studenți aproximativ avem peste hotare, ținând cont de inclinația de a merge la studii, cei care tineri care absolvesc. După mine, numărul studenților moldoveni peste hotare este mai mare, dar am mers pe cifra minimă. Deci astăzi noi avem 87.000 de studenți, dintre care în țară sunt 51.000 și 35.000 sunt peste hotare. Într-un viitor apropiat, noi vom ajunge la situația când jumătate din toți tinerii noștri care își fac studii superioare, de fapt, noi le facem în Republica Moldova. Dacă observați, acum 15 ani în urmă, noi avem 154.000 de studenți, dintre care 126.000 erau din țară și 27.000 sau 28.000 peste hotare. Tendința întotdeauna a fost o scădere puternică a numărului de studenți din țară și o menținere, chiar o creștere ușoară a studenților peste hotare. Simplu spus, Republica Moldova are studenți, tinerii noștri au inclinația de a învăța, tinerii noștri merg la studii, numai că merg la studii nu în țară, dar peste hotare. Noi putem compensa acest lucru prin aducerea studenților străini care să învețe în Republica Moldova, într-o economie a globalizării, într-o economie unde este o competiție globală, unde au dispărut frontierele. Eu nu văd ca un factor negativ că tinerii noștri vor să învețe peste hotare. Vor să învețe foarte bine, omul ia cea mai bună decizie. Problema care o văd, din ce cauză noi nu ne asigurăm ca tinerii străini să învețe în Republica Moldova. Deci noi trebuie să compensăm exodul de 35.000 de studenți care în prezent sunt copiii moldovenilor care învață peste hotare, cu străinii care să învețe în Republica Moldova. Fără acest lucru, educația noastră, din păcate, riscă să nu devină competitivă și să ne trezim în situația în care, de fapt, noi nu mai avem un învățământ superior care să ne poată răspunde la toate necesitățile economiei. Aceasta a fost legat de învățământ superior. Sper că a fost util. Să ne vedem în nou an și vă doresc la toți sărbători fericite!